doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Lupta cu nervii și timpul pentru adeverință necesară la dosarul pentru ajutorul social continuă. Mai sunt două zile în care se mai poate adăuga actul la dosar, iar oamenii au luat cu asalt sediul Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă. Oamenii au reușit chiar să rupă ușa instituției luni, iar numărul de jandarmi de la sediu a fost suplimentat. Scandalul pentru adeverințele necesare la dosarul pentru ajutorul social continuă la sediul Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă. Oamenii au îndurat frigul încă de la primele ore ale dimineții pentru a reuși să intre în posesia actului necesar. S-au îmbrâncit și chiar au reușit să rupă ușa instituției la început de săptămână. Deși personalul a fost suplimentat, funcționarii nu au reușit să facă față masei de oameni care s-au lăsat pe ultima sută de metri pentru a intra în posesia adeverinței. Unora li s-a făcut rău, alții au realizat că nu vor reuși să-și primească actul în aceeași zi. Am ieșit când era rău. De ce? Sunteți nemulțumită de cum merg? Nu, am stat de la 7 și am ajuns la ușa aproape și am ieșit când era rău, cu bolav cu inima. Cei dinăuntru ce spun? Ce faci? Nu ați reușit să intrați? Nu. Dar ce vă spun cei dinăuntru? Da, eu știu, am fost înăuntru. Nu ține afară ca pe niște oi, ne ține de te-am înghețat chișoarele, îmi duci pe zăpadă de sculță. Nu mă câte trei. Și uite-te, de când de azi dimineață stăm aici? Dimineață. Dar nu v-au spus în cât timp? Ar trebui mai multe la ghișei ca să se rezolvi treaba. Așa dacă nu m-am unul singur, nu se rezolvă. Stăm aici, înghețăm de frig. Mai dă și cafeluța, mai ia țigara, mai zi programul. Nu suntem mulțumiți, nu suntem. Cum să nu fim nemulțumiți dacă stăm aici ca câini în frig? Stăm ca cu amistrezi, mai ceva cu amistrezi. Face și foamea, nu mâncăm, n-am mâncat de aseară. N-am mâncat de aseară. S-a întâmplat să veniți și să plecați în aceeași zi fără să faceți asta? Da, dar nimica. Da, dar și n-ați reușit să intrați? Nu reușim, domnule. Păi dacă iese numărul singur, asta e România în ziua de azi. Dar nu au spus să-i invalidează numărul, ceva? Nu știu. Oamenii se îngrămădesc, dacă nu facem asta, deși... Domnișoară, trebuia să fac un exemplar. Trebuia să fac un exemplar acolo. Toate actele ce trebuia pus, la ce oră să venim. Nu mai domnul de sus, știi. Nicio șansă. Dar mai rezistați, mai stați în frig? Cât putem. Mai rezistăm, cum am mâncat totul ăla, mai gros. Începând cu 1 ianuarie, beneficiarii legii 416 pentru ajutorul social trebuie să prezinte lunar o adeverință la dosar prin care să arate că sunt șomeri sau nu au niciun venit. Data de 27 a lunii este ultima zi când se mai poate libera adeverințe, ceea ce înseamnă că până la finalul săptămânii oamenii vor continua să se îngrămădească și să se îmbrâncească pentru adeverința necesară. Vasienii, ale căror apartamente mai sunt branșate la sistemul centralizat de termoficare, au căldură doar 3 ore pe zi. Și asta pentru că datoriile către societatea de termoficare sunt foarte mari, iar mai departe Termica nu a reușit să plătească gazul furnizat și astfel s-a pus restricție pe acest agent termic. După ce în decembrie societatea termică ESA Vaslui a furnizat căldură non-stop prin sistemul centralizat de termoficare, în ianuarie caloriferele din apartamentele vaslienilor nu se încălzesc mai mult de 3 ore pe zi. Reprezentanții societății susțin că nu mai pot furniza căldură pentru că nu au reușit să achite datoriile la furnizorii de gaze, apă și electricitate și în aceste condiții li s-a pus restricție. Da, din păcate, din cauza faptului că cei acordați la sistem centralizat nu au grijă să își achite facturile pentru energia termică primită, societatea termică a ajuns în imposibilitatea, mă rog, nu în imposibilitatea, și găsește foarte greu resursele financiare pentru a achita furnizorii, și aici mă refer la gaz, electricitate, apă. Din această cauză au apărut anumite restricții la furnizarea gazului metan către societatea termică, motiv pentru care și căldura către populație este dată cu un anumit program în anumite limite.
Oamenii nu și-au achitat facturile restante, iar plata către furnizor se face cu greutate. În aceste condiții, reprezentanții administrației locale spun că există posibilitatea ca din cauza debitorilor să nu se mai furnizeze gaz, electricitate sau apă societății. Cu toate acestea, se caută soluții pentru ca vasprinii să nu rămână în frig. Păi, legile economiei de piață așa ar trebui să se întâmple, dar sperăm să nu ajungem până acolo. Oamenii să înțeleagă că odată ce consumă un produs trebuie să și-l plătească și termica să poată să-și achite datoriile către furnizorii de materie primă pentru ei. Societatea de termoficare a municipiului Vaslui riscă să se închidă începând din toamnă din cauza datoriilor foarte mari ale populației racordate. Până în luna martie, reprezentanții administrației locale susțin că vor căuta soluții viabile pentru ca societatea să continue să furnizeze agent termic vasluienilor care sunt racordați în sistem centralizat. Conform principiului cine se scuză, se acuză, firma de analize medicale Teoclinic SRL Vaslui, cunoscută drept o adevărată bombă nucleară, a organizat o conferință de presă pentru a se disculpa. Timp de 3 ani, computerul tomograf deținut de această societate a funcționat fără autorizația Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Fără acest document, niciun aparat de imagistică medicală nu poate fi pus în funcțiune. Reprezentanții Teoclinic Vaslui admit teoria potrivit căreia locatarii blocului de la parterul căruia firma și are sediul a fost expuși la un real pericol. Medicii specialiști susțin că expunerea îndelugată la radiații X, chiar și în cantități mici, poate provoca o serie întreagă de maladii, începând de la mutații genetice și până la forme letale de cancer. Mai grav este faptul că, pentru acest masacru nuclear, produs în perioada 2008-2010, Teoclinic a încasat ilicit de la Vaslui prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și Spitalul Județean de Urgență aproape 20 de miliarde de lei vechi pentru examene tomografice. Cei de la Teoclinic se contrazic singuri. Unii afirmă că nici nu poate fi vorba de radiații pentru cetățenii din blocul în care funcționează clinica privată, alții recunosc că acest lucru este real. Teoclinic este o clinică privată ce face lunar peste 300 de investigații tomografice, are o echipă de medici deosebită, toți medicii au obținut primariatul și practică medicină de o perioadă îndelungată în Centrul Universitar Iași. Noi ne-am gândit că toți pacienții din Vaslui trebuie să beneficieze de aceleași servicii ca în Centrul Universitar Iași, punând pacienților la dispoziție medici din Iași, ca exemplu fiind domnul profesor Aldescu, care este și responsabil cu radioprotecția pentru echipa de tomografie de la Teoclinic, adică imagistică medicală, computer tomograf. Există risc de iradiere? Spuneți-mi, vă rog, am pornit de la ideea competenței Cenecanului. Dacă dumneavoastră credeți că eu pot să am o altă părere decât Cenecanul care a dat o avizare de genul ăsta. Probabil că aveți niște dreptate și nu ca să fiu concesiv, dar în condițiile în care Cenecanul a dat un aviz de genul ăsta, eu sunt obligat să-l cred. Ce cred eu? Are mai puțină importanță și nici nu știu dacă pot să vă răspund foarte exact. Dar dacă Cenecanul a dat, fiind autorizația de amplasare și construcție, care au stat la ei și au analizat-o și au, nu știu mai cum, și au fost de acord, cred că este... Acum, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a demarat un control la Vaslui pentru a verifica modul în care omul de afaceri Vasluian Cătălin Botezatu, cel care controlează societatea Teoclinic, a reușit să încheie contracte cu CJAS și Spitalul Județean de Urgență fără a avea actul care permite utilizarea în condiții de securitate nucleară a tomografului. El ar putea fi obligat să restituie toți banii încasați ilegal. De asemenea, Botezatu poate fi tras la răspundere ca fiind responsabil de viața vasluienilor din blocul în care vreme de 3 ani un computer tomograf a emis radiații. Teoclinic deține singurul computer tomograf din Vaslui, care vreme de 3 ani din 2008, când a fost pus în funcțiune și până la sfârșitul anului trecut a funcționat fără autorizația Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Veste bună pentru șoferi. Taxa de 1 cent pe litru aferentă fondului special pentru produse petroliere a fost eliminată potrivit Rompetrol, compania anunțând că urmarea acestei operațiuni va reduce marți prețul benzinei și motorinei cu 0,0 lei pe litru. Rompetrol Downstream va reduce de la 25 ianuarie prețurile de referință la carbonanții comercializați cu 0,03 lei pe litru, ca urmare a eliminării de vineri 21 ianuarie a taxei de 1 cent pe litru aferentă fondului special pentru produsele petroliere, se arată într-un comunicat al Rompetrol. Ministerul Economiei a transmis vineri rafinăriei Petromidia o informare în care arăta că datoria fostei companii române de petrol a fost stinsă și că plățile către fondul special pentru produsele petroliere vor fi oprite, iar taxa nu mai trebuie să se regăsească din acea zi în prețul carburanților. Taxa a fost introdusă pentru stingerea
datoriilor fostei companii române de petrol de aproape 650 de milioane de dolari și s-a aplicat de la 1 ianuarie 2001 pentru carburanții produși și comercializați în România, dar din 2005 s-a aplicat și celor exportați. Perioada 21 ianuarie-25 ianuarie a fost necesară pentru epuizarea stocurilor de carburant și pentru care s-a achitat deja taxa de 1 cent pe litru, 14 dolari pe tonă pentru benzină și 12 dolari pe tonă pentru motorină, s-a arătat într-un comunicat al Rompetrol. Reamintind că prețul carburanților era calculat astfel, acciza este de 467 de euro pe tonă, taxa de drum 125 de euro pe tonă, taxa de solidaritate câte 1 cent pe litru, motivul este acoperirea prejudiciului din urma falimentului Bancorex, adică 10 euro pe tonă. Producătorul are prețul de aproximativ 370 de euro pe tonă. Adunat de aceste prețuri rezulta următorul preț pe tonă de benzină, 972 de euro pe tonă, taxe și accize. Se adaugă TVA de 24%, adică 233,28 de euro. Totalul este de 1205,28 de euro pe tonă. În urma acestui calcul, un litru de benzină ajunge la prețul de 5,15 ron. Începând cu 25 ianuarie, se scoate din ecuație taxa de solidaritate. De asemenea, perioada 22 octombrie-21 decembrie 2010, Ministerul Economiei a virat din fondul special pentru produsele petroliere în contul Ministerului Finanțelor Publice suma de 50,8 milioane de lei, reprezentând echivalentul la data plății a sumei de 16 milioane de dolari, sumă reprezentând o altă datorie a fostei CRP către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, dar al cărui regim juridic trebuie calificat. Nota de fundamentare nu se explică de ce s-a mai încasat taxa de 1 cent pe litru după 21 decembrie, dar proiectul de ordonanță de urgență stabilește că sumele care excedă acele datorii vor fi utilizate pentru diminuarea datoriei publice. Taxa de 1 cent pe litru urma să fie eliminată odată cu aprobarea proiectului de ordonanță de urgență de către guvern și intrarea în vigoare a actului normativ. Ministrul Administrației și Internelor Traian Igaș vrea să facă reforma în cadrul structurilor ministerului. Se anunță noi disponibilizări începând luna aprilie, care sunt în stadiul de proiect în acest moment. Lipsa de experiență și indisciplina sunt principalele criterii care vor sta la baza disponibilizării în aprilie a numai puțin de 10.000 de funcționari publici cu statut special, printre care polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri din Ministerul Administrației și Internelor. Așa prevede proiectul de lege care reglementează această măsură de criză, semnat de ministrul Traian Iga și contestat de principalele sindicate din interne. În plus, potrivit proiectului, listele nominale cu cei care vor părăsi sistemul vor fi alcătuite de comisii formate special la nivelul fiecărui ordonator de credite: poliție, jandarmerie, poliție de frontieră. Documentul nu specifică însă pe ce criterii vor fi semnați membrii acestor comisii. Și asta într-o instituție în care domnesc de an bun nepotismul și pilele, după cum arată sindicaliștii, care se plâng de faptul că ministrul Igaș refuză consultările cu ei pe marginea actului normativ. La nivelul IPJ Vaslui s-au pierdut în 2010 39 de persoane, dar nu în urma disponibilizărilor. Acestea nu au afectat instituția. IPJ Vaslui funcționează cu deficit de personal, având în componență doar 86% din personalul necesar. În anul 2010, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a înregistrat 39 pierderi de personal. Vorbim de 10 ofițeri, 25 de agenți și 4 personal contractual. Cele mai multe din aceste persoane fiind transferate la alte unități sau persoane care au încetat raporturile de serviciu cu unitatea ca urmare a pensionării. Până la acest moment nu a fost redus numărul de posturi ocupate de polițiști ai Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, însă în prezent există un proiect de lege în dezbatere publică, proiect care prevede reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul Ministerului Administrației și Internelor. Specialiștii internelor au estimat și cuantumul sumelor economisite la bugetul de stat de pe urma acestor disponibilizări. Astfel, în 2011, Ministerul Administrației și Internelor ar urma să facă economii totale de aproximativ 8,21 de milioane de lei, în timp ce anul viitor cheltuielile de personal ar urma să fie reduse cu 61,4 milioane de lei. Cât privește anul 2013, autoritățile au estimat că se vor economisi 63,6 milioane de lei, ajungându-se ca din 2014 la capitolul cheltuieli bugetare legate de personal să fie scrisă suma de 65,3 milioane de lei. După cum se preconizează în proiectul de act normativ avizat de ministrul Traian Igaș. Patronii au făcut coadă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui pentru plata contribuțiilor. Ieri, holul central al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui a fost mai plin ca niciodată. Amănunte primiți în știrile pe scurt. Prim-
primarii din județul Vaslui vor fi atent monitorizați pe parcursul acestui an de către reprezentanții instituției prefectului. Aceștia vor avea sarcină să urmărească dacă edilii vor cheltui în mod legal fondurile pe care le vor primi de la Uniunea Europeană, astfel încât să nu se ajungă în situații penale și banii să trebuiască să fie returnați. În același timp, primarii au obligația să prevadă în bugetele pe acest an sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării proiectelor europene. Lipsa cofinanțării duce automat la pierderea proiectului. Noi am primit de la centru o adresă prin care ni s-a cerut să facem lucrul acesta. Instituția prefectului împreună cu Direcția de Finanțe a procedat la înaintarea unei adrese în acest sens către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Vaslui și în perioada următoare vom stabili niște proceduri, niște norme comune prin care să monitorizăm evidențierea acestor plăți necesare pentru proiectele europene și a cererilor de rambursare de către unitățile administrativ-teritoriale. Trebuie să fim foarte atenți la modul în care sunt gestionate fondurile europene. E mai bine să prevenim decât să apară probleme după aceea, a declarat prefectul Levente Saba Sechele. Patronii au făcut coadă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui pentru plata contribuțiilor. Ieri, holul central al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui a fost mai plin ca niciodată. Zeci de patroni au făcut coadă la ușa biroului de primire a declarațiilor de plată privind contribuțiile la Fondul Unic al Asigurărilor de Sănătate. Stau de ceva timp, însă e mult mai bine față de ce vedem la televizor prin țară. Vreau să depun de astăzi declarațiile pentru a nu mă lăsa pe ultima sută de metri, a spus o patroană din Vaslui. Este ultima coadă mai serioasă la CJAS, ținând cont că de luna viitoare intră în vigoare declarația unică privind contribuțiile sociale și impozitul pe venit. În ultima săptămână, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vaslui a desfășurat 64 de acțiuni de control, 30 tematice și 34 inopinate și pentru cercetarea reclamațiilor și sesizărilor primite din partea consumatorilor. În Vaslui 27, Bârlad 19, Negreș 3 și în mediul rural 15 acțiuni. Urmarea deficiențelor constatate, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporară a comercializării pentru produsele alimentare și nealimentare în valoare de 16.058 de lei până la eliminarea sau remedierea deficiențelor constatate și oprirea definitivă a comercializării și retragerea din circuitul consumului uman pentru produse alimentare și nealimentare în valoare de 57.830 de lei. Pentru călcarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor au fost sancționați contravențional 47 operatori economici, fiind aplicate 30 de amenzi contravenționale în valoare de 28.850 de lei și 17 avertismente. Anul trecut, sectorul construcțiilor s-a confruntat cu cea mai severă criză din ultimul deceniu. Din principal motor al dezvoltării economiei județului, construcțiile s-au transformat într-un rezervor nesecat de falimente și somații. Odată cu primele semnale crizei financiare care au scos banii de pe piață, investițiile în domeniul s-au redus constant. Rămași fără resurse financiare, tot mai puțin vasluieni și-au construit case noi, ca efect imediat al fondurilor tot mai mici alocate constructorilor și numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut simțitor. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Vaslui, în luna noiembrie 2010 a fost înregistrate 54 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, față de 88 în noiembrie 2009, înregistrându-se o reducere cu 38,6% și indicatorul locuințelor terminate a înregistrat o reducere de circa 58% pe total, 76 în trimestrul 3-2010 față de 179 în trimestrul 3-2009. Pe medii, situația se prezintă astfel: 42 de locuințe în trimestrul 3-2010 în urban și 75 în perioada similară din anul 2009, respectiv 34 locuințe în trimestrul 3-2010 în rural, față de 104 în perioada similară la din anul 2009. ITM Vaslui a înregistrat la final de 2010 un număr mai mare de contracte individuale de muncă față de aceeași perioadă a lui 2009. De asemenea, a persistat și munca la negru și amenzile acordate în acest sector. Asta în timp ce numărul de șomeri de la final de an a fost de peste 18.000 de persoane. Numărul contractelor individuale de muncă înregistrate la final de 2010 a depășit cu mult numărul celor din 2009. Deși anul a fost unul al disponibilizărilor, se pare că mediul privat a reușit să facă angajări mai multe decât în anul precedent. Peste 45.000 de cărți de muncă erau active la final de an. În 2010, inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relații de Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui au efectuat 1.250 de controle pentru identificarea muncii fără forme legale. Cu această ocazie au fost depistate 194 de persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Valoarea amenzilor aplicate pentru nerespectarea acestei reglementări legale a fost de 592.000 lei. Urmarea intensificării controalelor pentru identificarea și combaterea muncii fără forme legale au fost înregistrate în anul 2010 un număr de 4.500 de contracte individuale de muncă, mai mare decât în cursul anului precedent.
De asemenea, numărul de contracte individuale active la sfârșitul anului 2010 a fost de 45.500, comparativ cu 42.500 anul precedent, înregistrând o creștere de aproximativ 3.000 de contracte la sfârșitul anului. Totodată au persistat și neregulile. În controlele efectuate, inspectorii ITM au constatat că patronii nu înregistrau contractele de muncă a angajaților conform datei de angajare sau nu acordau salariile și concediile necesare acestora. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat și alte nereguli ale angajatorilor, cum ar fi încheierea contractelor de muncă la o dată ulterioară a angajării, refuzul de la plata concediilor medicale, refuzul de a acorda drepturile salariale pentru munca prestată, neacordarea preavizului la concediere, netransmiterea registrului de evidență electronică a salariaților. În același timp, numărul șomerilor din județ a fost de peste 18.000 la final de an, rata șomajului situându-se la pragul de 11,4%. În luna decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrați 18.563 de șomeri. Dintre aceștia, 7.871 sunt indemnizați și 10.692 sunt neindemnizați. Rata șomajului pentru luna decembrie este de 11,4%. De asemenea, sute de vasione au ales să muncească fără forme legale pentru a nu-și pierde indemnizația de șomaj. Reprezentanții ITM spun că ar fi corect ca executivul să elaboreze o ordonanță de urgență în acest sens. Credeți că am scăpat de iarnă? Nici gând! Meteorologii ne avertizează că în următoarele zile va fi frig de crapă pietrele. La noapte, de pildă, acul termometrului va coborî până la minus 20 de grade Celsius. Luna ianuarie sau gerar, cum mi se mai spune, și arată colți începând de astăzi. Timp de 3 zile, noaptea va fi ger cumplit peste tot. Minima se va înregistra marți spre miercuri, când acul termometrelor va coborî până la minus 20 de grade în Transilvania. Și în restul țării va fi frig, în jur de minus 10 grade Celsius, au explicat specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Va continua să mai ningă răzleț în vestul, în centru și în nordul țării. Nici în restul teritoriului veștile nu sunt prea bune. De marți și până joi vor fi până la minus 15 grade Celsius. Chiar și cu aceste temperaturi extreme, încă nu ne mai putem plânge. Dacă e să ne amintim că anul trecut, fix în această perioadă, ne luptam cu temperaturi istorice de minus 32 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că temperaturile vor putea ajunge în zilele următoare chiar și până la minus 20 de grade. Frigul se menține în toată țara, potrivit datelor specialiștilor de la ANM. Vremea va rămâne rece în următoarele zile în întreaga țară, temperaturile scăzute urmând să fie înregistrate mai ales noaptea, însă precipitațiile abundente nu vor apărea cel puțin până vineri, conform datelor comunicate luni de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 22 și minus 7 grade, iar cele maxime între minus 9 și 1 grad. Sper sfârșitul săptămânii gelul se va înmâia ușor, dar nu scăpăm de iarnă. Aceasta ne va mai da bătăi de cap și o bună parte din luna viitoare. La Vaslui, Ziua Unirii a fost marcată în acest an printr-un concert susținut de lăutarii lui Nicolae Botgros. Evenimentul a atras sute de vaslieni care au umplut la refuz sala Casei de Cultură a sindicatelor Constantin Tănase. Vaslienii s-au bătut pentru cele 630 de locuri cât este capacitatea sălii, unii venind cu mai bine de o oră înainte de începerea concertului. Alții întârziați au făcut cale întoarsă, nemulțumiți că nu au putut să asculte orchestra lui Botgros. Evenimentul organizat de autoritățile locale a reușit să-i facă pe vaslieni să sărbătorească Ziua Unirii în stilul românesc. Spectacolul a fost deschis chiar de edilul municipiului Reședința de Județ. Primăria municipiului Vaslui, Consiliul Local și Consiliul Județean au organizat astăzi, 24 ianuarie, o festivitate la care dumneavoastră sunteți invitați să luați parte. Dați-mi voie să citesc doar câteva fraze, să intrăm în timpurile din 1159, când se puneau bazele Unirii Principatelor. Noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată țara dorește, la legi noi, om nou. Fii simplu, măria ta, fii bun, fii domn, cetățean. Așa răsunau cuvintele lui Mihail Gogălicianu. Thank you.
Evenimentul s-a încheiat în centrul orașului, unde autoritățile alături de vasieni s-au prins într-o horă a Unirii. Reprezentanții autorităților locale au declarat că au vrut să ofere altceva vasluienilor și că evenimentul organizat s-a meritat pe deplin. Unde sunt amplasate radar, le aflați în rubrica Infotrafic. Șoferii sunt rugați să echipeze automobilul pneuri corespunzătoare, să nu bruscheze comenzile mașinii și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum. Autovehiculele de peste 3,5 tone trebuie să fie dotate cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe perioadele și pe drumurile stabilite. Iată unde sunt amplasate radarele miercuri 26 ianuarie, pe drumul național 24 Vaslui-Vălen-Solești, drumul național 24 Muntenii de Jos Băcăuani-Crasna, drumul național 15 de Vaslui-Ștefan cel Mare-Vulturești, drumul european 581 Bârlad-Bădeana-Tutova, drumul european 581 Bârlad-Zorlen-Costești și drumul european 581 Huș-Râșești-Albița. Poliția rutieră le mai atrage atenția șoferilor că la circulația în condiții de ploaie este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, iar luminile de întâlnire să fie folosite pe timpul zilei pe toate categoriile de șosele. Pentru evitarea implicării în accidente, conducătorii auto trebuie să-și sporească prudența pe toată durata deplasării, dar mai ales la ieșirile din tronsoanele împădurite și sate, la intrările și ieșirile de pe poduri sau la încrucișările cu autovehiculele cu gabarit mare. Rafalele de vânt la le modifică ținuta de drum a mașinilor, cu atât mai mult cu cât viteza cu care se circulă este mai mare. Totodată trebuie evitată oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic îi poate rupe. Drum bun! Handball Club Vaslui a anulat partida amicală cu formația de Liga Națională Bucovina-Suceava, programată pentru miercuri 26 ianuarie. Antrenorul Liviu Gugleș a renunțat la ultimul test de verificare de dinaintea reluării campionatului. Handball Club Vaslui trebuie ca miercuri, 26 ianuarie, să întâlnească în deplasarea pe Bucovina-Suceava, formație care activează în Liga Națională. Din păcate, formația vasluiană se confruntă cu numeroase accidentări, fiind nevoită să renunțe la amical pe ultima sută de metri. În prezent, numai puțin de 8 jucători acuză accidentări, iar staful tehnic încearcă acum să recupereze pe toți până la începerea campionatului. Suntem cu infirmeria plină. Nu prea mai avem cu cine juca, am decis să renunțăm la meci, pentru a nu ne trezi cu alte accidentări. În perioada următoare, principala preocupare este să-i recuperăm pe toți jucătorii accidentați, a spus antrenorul Liviu Gugleș. Campionatul diviziei A la handbal masculin se reia pe data de 5 februarie, când Handbal Club Vaslui va întâlni acasă pe echipa a doua Bucovinei Suceava. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, se află printre invitații de seamă de la Gala Sportului Vaslian, eveniment organizat de Primăria Vaslui în colaborare cu Liceul Program Sportiv. La sfârșitul acestei săptămâni este programată Gala Sportului Vaslian, eveniment organizat în premieră la Vaslui și care se dorește a fi o altfel de festivitate de premiere a celor mai valoroși sportivi și antrenori din municipiul Vaslui. Organizatorii, primăria și Liceul Program Sportiv Vaslui au dorit să adune la un loc toată elita sportului local, care a adus faima orașului atât în țară cât și peste hotare. Pe lângă FC Vaslui, echipă care a scris istorie în fotbalul românesc cu prezență în cupele europene și finalista Cupei României, la gala au mai fost invitate și alte nume sonore din sportul românesc. Astfel, gazdele speră să aibă ca oaspeți pe Cristian Gașu, președintele Federației Române de Handbal, pe Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, dar și pe Gabriela Sabo, vicepreședintele Federației Române de Atletism. Până acum a confirmat prezența doar Gabriela Sabo, care a fost alături de sportivii vasluieni și la gala LPS din 2009. Speră să ne onoreze și restul invitaților, premiera urmând a se face pe discipline sportive, astfel încât să fie evidențiați toți cei care au contribuit cu rezultate remarcabile pentru sportul vasluian, dar și pentru imaginea orașului, a spus Mihaela Lefter, directorul LPS Vaslui. Gala Sportului Vaslian este programată pentru sâmbătă 29 ianuarie de la ora 16. Evenimentul urmând a fi găzduit de către Casa de Cultură Constantin Tănase. FC Vaslui a obținut încă o victorie în fața liderului Oțelul Galați, însă în afara terenului. Finanțatorul galben-verzilor, Adrian Porumboiu, câștigând procesul cu antrenorul gălățenilor, Dorinel Munteanu.
După aproape 2 ani de judecată, Tribunalul București a respins acțiunea intentată de Dorinel Munteanu împotriva lui Adrian Porumboiu, după ce acesta l-a acuzat public că a făcut mai multe blaturi ca antrenor în meciurile contra Stelei. La partida cu Steaua, FC Vaslui n-a avut antrenor. La meciul cu Timișoara, deși era 3-0 pentru noi, se agita continuu pe bancă. În aceste partide, la 0-0 și la 0-1, era calm. De ce, Dorinele? A schimbat singurul joc care punea probleme Stelei în atac, spunea la acea vreme Adrian Porumboiu. Dorinel Munteanu a reacționat imediat, iar în martie 2009 l-a chemat pe bosul Vaslui în fața instanței. Am avut numai de pierdut în urma acestui scandal. Domnul Porumboi este un om influent în fotbal și a făcut ca unii oameni cu care am intrat în contact să aibă rețineri față de mine. Sunt foarte curat și asta se va dovedi, a declarat Dorinel Munteanu. Probele și declarațiile martorilor nu au fost suficiente, iar Tribunalul București a respins acțiunea ca neîntemeiată. Vasluienii aleargă cu greu prin nămeți, în unele locuri stratul de zăpadă atingând și jumătate de metru. Fotbaliștii de la FC Vaslui petrec ultimele zile din cantonamentul de la Poiana Brașov. Pe lângă programul draconic impus de antrenorul Viorel Hizo, galbenverzii mai au de înfruntat și zăpada depusă în ultimele 3 zile, care pe alocuri stratul atinge înălțimea de jumătate de metru. Din această cauză, alergările i-au solicitat destul de mult pe jucătorii lui FC Vaslui, antrenorul Viorel Hizo solicitându-i la final de antrenament pentru efortul depus. Important e că nu avem niciun accidentat. Toată lumea a răspuns bine la antrenamente și vor finaliza acest prim stagiu de pregătire cu un amical programat miercuri 26 ianuarie de la 11 în compania echipei de Liga 3 CSM Brașov, a spus Cătălin Popa, directorul sportiv al FC Vaslui. La Brașov ninge în continuare, iar temperatura în Poiană este de minus 3 grade Celsius la orele amiezii. Mike Temanjera a declarat că echipa sa poate lupta pentru titlul de campioană. Mike Temanjera trage tare la antrenamente pentru a prinde post de titular. Jucătorul din Zimbabwe susține că FC Vaslui păstrează în continuare șanse la titlu, însă totul depinde de rezultatele echipei sale din primele 5 etape ale returului. Ar trebui să câștigăm primele 5 meciuri și apoi ne putem bate la titlu. Am avea șanse mari. Ne așteaptă un retur foarte greu pentru că toate echipele sunt cam la același nivel. Am văzut că Astra l-a cumpărat pe Ndoaie, până și Pandurii este o echipă mai bună. Deci e greu și pentru Steaua și pentru Dinamo. Pentru mine o mare surpriză este Oțelul, deoarece nu are jucători mari. Să vedem pe ce loc vor termina Gălățenii, poate pe locul 3 sau 4. Nu cred că se bat la titlu, a spus Demanjera. În prima parte de campionat, atacantul galben-verzilor a stat departe de gazon, revenind în pregătirea abia pe final de tur, când a bifat și 2 minute de joc, fiind introdus în minutele de prelungire din partida cu Pandurii Târgu Jiu. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!